Luni 9 septembrie, în sala polivalentă din Călărași, Futsal Club Dunărea Călărași a pierdut cu 1-2 prima partidă disputată în sezonul 2019-2020 cu Imperial Wet Miercurea Ciuc, echipă cu care a jucat și miercuri 4 septembrie Supercupa României, meci câștigat de cei de la Imperial cu scorul de 5-1. Meciul a fost echilibrat, călărășenii au ratat o lovitură de la 10 metri la scorul de 1-1 prin Cezar Ribeiro, lovitură care ar fi schimbat soarta partidei. Cu 4 secunde înainte de terminarea meciului, Imperial Wet a înscris golul victoriei și au plecat cu cele 3 puncte. Cel mai bun jucător de la Dunărea Călărași a fost noua achiziție, portarul Petrișor Toniță, care a avut o evoluție extraordinară, ce a dus ca scorul să nu fie mai mare. În următoarea etapă, Dunărea va juca în deplasare cu un Aitid Galați pe 17 septembrie.